Proiectul două goluri în prima repriză continuă, sâmbătă cu o nouă etapă din Conferința Sud. Așadar, prieteni, 11 partide, un meci îl procurăm din etapa următoare care se joacă pe 1-3, adică 1 martie. L-am creat în două variante, odată la întreg și odată la minus 2. De ce nu poate putem să mai ciugulim câte ceva. Așadar, miza recomandată 2 lei. Ce vreau să vă spun este că mi s-a propus în nenumărate rânduri în comentarii să creez și în repriza a doua această variantă 2+, și să facem un bilet în Conferința Sud, conferință care e în top 5-6 ligi de cel puțin 6 ani de zile, în topul ligilor unde se înscrie cel mai mult. Așadar, prieteni, dacă vreți să fac un bilet de fiecare dată și pentru repriza a doua a acestei conferințe cu 2+, lăsați în comentarii. La 50 de comentarii pozitive voi da drumul și la această variantă odată cu proiectul două goluri în prima repriză. Până una alta, haideți să vă spun codurile de la biletele Superbet. Sunt următoarele. Pentru varianta simplă la întreg, da, 11 partide, miză 2 lei, eventual câștig 35.316.52. Așadar, codul biletului este 1131 A liniuță J K de la Costel, 4 V de la Vasile, Y și L de la Laurențiu, cod control 4758. Pentru varianta 9 din 11, miza recomandată 2 lei, eu am pus cu 3 lei, nu contează. Eventualul câștig este 8636 de lei 74. Codul este 1131A, liniuță JK de la Costel, 4 V de la Vasile, Y M de la Marius. Nu uitați, acesta este un proiect pe termen lung. Mi s-a atras în ghilimele atenția de către unii urmăritori de pe YouTube și nu numai, că vezi, Doamne, fac prea multe proiecte, dar nu iese niciunul câștigător. Prieteni, țin să vă anunț că proiectul 42 de pași, unul din cele două, este câștigător de 7 ori consecutiv și foarte posibil să fie și acum. Aveți biletul lăsat pe YouTube pentru etapa 32 din cele 42. Iar acesta este un bilet pe termen lung. Adică nu poți să câștigi un miliard sau 350 de milioane așa, în 3 bilete cu 2 lei. Să fim serioși. Cine vrea treaba asta să ducă la țepari care le dau vise. Eu încerc în termen lung, pe o perioadă de un an, 2, 3, 5, 7, nu contează, să prind un bilet de un miliard sau un bilet de genul ăsta și să nu fiu singur, să-l prindem 500, 700, 800, 1000 de inși poate. Și cum ar fi să dăm o lovitură de 350 de milioane de lei vechi, 700 de persoane, da? Să câștigăm toți 700 de la Superbet, câte 350 de milioane. A, ar fi o super lovitură, nu? E, pe asta se bazează proiectul meu, asta vreau să fac, să dăm o super lovitură și nu vreau să o dau singur. Eu am răbdare. Tot ce trebuie să aveți și voi este răbdare și 2 lei pe săptămână. Bun, cam asta a fost tot. Nu uitați că pe canalul de YouTube găsiți și un bilet cu cotă 20, da, din proiectul 42 de pași, dar și biletul de la noua variantă de proiect GG sau 3+, care începe pe 24, cotă 10. Așadar, dacă ești de acord să facem acest proiect și în varianta două goluri în a doua repriză la Conferința Sud, lasă un comentariu. La 50 de comentarii dăm drumul la treabă. Până data viitoare, nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea.